În mod normal, n-ar trebui să rămână urină în vezica urinară. În momentul în care se întâmplă acest lucru, și aici vorbind un reziduu datorat unui volum mare prostatic, în general, pacientul, pe lângă simptomul acela că nu-și golește complet vezica, poate să prezinte simptomatologie tipică de infecție de tract urinar inferior. Și aici infecțiile sunt recurente pentru că există tot timpul o cantitate de urină care rămâne reziduală și care cu siguranță se suprainfectează. Faptul că avem infecții urinare recurente și o golire incompletă a vezicii poate să ducă ulterior la apariția de calcul vezicali.